Dragii mei, bine ați venit la o nouă emisiune, Aducător de Bucurie, unde îl avem invitat pe părintele Emilian Prodan. Bună ziua, părinte! Bună ziua sau bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne ascultă cu interes. Părinte, astăzi, pentru astăzi m-am gândit la un subiect care cred că vizează pe foarte mulți dintre noi. Și acela legat de familii și de ce se despart familiile. Da, este interesant și foarte actual. Familiile se despart sau se distrug, așa cum apare pe burtieră tema, pentru faptul că nu există comunicare, în primul rând, și lipsește Dumnezeu. Ce înseamnă, de fapt, răul? Înseamnă lipsa prezenței lui Dumnezeu acolo. Foarte interesant este raportul de statistică pe care l-am citit de curând, că în pandemie s-au produs cele mai multe divorțuri. Pentru că au trebuit să stea împreună unii cu alții și și-au dat seama că nu se mai înțeleg. Toți oamenii care au divorțat aveau mașini, aveau case, aveau bani în conturi și cu toate acestea ceva lipsea. Întrebarea pe care ne-o punem firesc, ce lipsea din acel cuplu încât să-i determină să... Iubirea. Iubirea. Comunicarea. Și ce am învățat eu din experiența mea? Prietenia. În primul rând și toleranța. Foarte ușor poți să treci de la o stare la alta, așa precum este foarte ușor de trecut pasul de la iubire la ură. Oamenii ajung să se urască pentru faptul că sufletele lor nu mai vorbesc aceeași limbă. Era atât de frumoasă pilda sau exemplu pe care l-am mai dat, cred că, într-o emisiune, în care un student întreba de ce ajung oamenii să țipe unul altul câtă vreme ei sunt aproape. Și le-am răspuns, pentru că sufletele lor sunt departe, nu se mai aud. Într-o relație de iubire, de comunicare, este suficient să șoptești, iar cel de lângă tine te înțelege. Cel de lângă tine, când există iubire și comunicare, câteodată te aude și te înțelege și fără să-i șoptești. Clar. Te anticipează, dar te cunoaște. Se pune întrebarea cine este aproapele tău. Aproapele tău este acela care nu te condiționează de a face ceva în schimb la altceva. Există, din păcate, cupluri care trăiesc într-o condiționare permanentă. Da, genul ăsta de căsătorii pe bază de tranzacție. Eu îți dau asta pentru că tu îmi dai asta. Și facem tranzacții, practic. Acolo, din start, se anulează iubirea. Păi da, dar acolo nu mai este iubire, este contract. Exact. Ești prestator a unor servicii care îți sunt plătite și tu ești recompensat sau tu ești recompensat. Da, dar eu și ce mă întreb, oare oamenii care se află în genul ăsta de mariaje, ei chiar sunt fericiți așa? Că poate ei chiar sunt fericiți așa, părinte. Nu. Nu merg mai departe decât la cuplurile de swingeri. Să nu spuneți bine că acolo există iubire. Nu cred. Nu. Eu nu cred că soție, dumneavoastră, ați putea accepta să fiți... Dacă mă întrebați pe mine, asta este o altă deviație pe care eu nu o înțeleg. Părtașă. Sunt destul de conservatoare și... Nu vorbim de conservator, vorbim de ceea ce este normal. Oamenii privesc lucrurile anormale ca fiind normale, ceea ce este foarte grav. Pentru că oamenii s-au depărtat de valori, de tot ceea ce înseamnă valoarea a ceea ce numim noi nucleu sau cămin. Aș vrea să-i întreb pe oamenii aceștia, îți merge bine acum, ai bani, ești singur, te duci, te distrezi, vin câte unul pe la mine așa și spune că a pierdut numărul fetelor pe care le-a vânat. Și am întâlnit și fete care s-au distrat. Dacă mâine, s-ar întâmpla să cazi, faci un infart, un AVC, te vei întreba cine este lângă tine. Pentru că acea vorbă românească, la bine toți, la plăcinte și la rău, toți înapoi, știți? Din păcate funcționează și astăzi. Cine este aproapele tău? Noi nu știm să ne construim
viitorul și mulți dintre cei care astăzi trăiesc și trăiesc bine se axează doar pe ceea ce trăiesc în prezent. Adevărul este că noi avem foarte puțini oameni care ne sunt alături cu adevărat la greu. Din această experiență, mulți oameni nu învață nimic și în continuare trăiesc cu părerea oamenilor. Ce zice X, ce zice vecinul, ce depinde zice... Depinde pe ce de frecvență. Nu ar trebui să conteze. Pe ce frecvență te situezi? Aici este foarte important. Tu poți să fii oglinda celor pe care ai în jur. Să-i așa atragi. Este. Multe domnișoare se plâng că nu și-au găsit bărbatul pe la care au visat. Sau cel pe care l-au întâlnit, au profitat și au plecat. Da? Pentru că tu, cea care sau în cazul unui bărbat sau tu, cel care îți dorește o soție perfectă, în ghilimele, perfect nu există, de o soție care să corespundă, să bifeze acolo, să fie cu minte, înțeleaptă, deșteaptă, așa mai gospodină, departe. Gospodină. Cu simțul umorului, energică. Da, și continuu. Viceversa. Câte vreme ești setat pe o frecvență joasă, de neîncredere în tine, asta e marea problemă pe care oamenii o au și în cuplu, neîncrederea. Neîncrederea pe care o au unul în altul, dar ce este mai grav, prieteniile toxice care de multe ori îi despart pe oameni. Nu de puțin ori am auzit cazuri în care el a fost cucerit de prietena cea mai bună. Sau... Da, aici nu există nicio minimă moralitate, adică din atâtea femei câte există pe lumea asta, fix de prietena cea mai bună a soției tale, te-ai găsit să te îndrăgostești. Vina este comună. Vina este comună, așa este. Dar... Pentru că nu doar unul, oricât de mult ar dori cineva să fie cu o persoană, dacă persoana cealaltă nu acceptă, nu se produce sau nu se întâmplă nimic. Dar știți că nimic nu e întâmplător și situațiile astea când apar, apar tot pentru că respectivele persoane au ceva de învățat din această tentație. Pentru că dacă te duci, înveți una, dacă o refuzi, înveți alta, îți duci altceva în tine, apropo de patimi și de... Necredința. Necredința. Un cuplu care este credincios. Este o diferență între un cuplu credincios și un cuplu habotnic. Să nu exagerăm. Toată ziua la biserică și cu metanii și rugăciuni, nu sunt prea de acord cu acest gen de promovare pe care unii monahi îl aduc în prezent. Rugăciunea nu trebuie să fie nici multă, nici puțină, trebuie să fie continuă, iar prezența la bine, la rugăciune, la tot ceea ce înseamnă partea de spirit, trebuie să fie comună. Pentru mergem, că are mult mai multă forță. Mergem la restaurant împreună, da? Mergem și la biserică împreună. Nu tu dormi că ești obosit, că ai fost cu prietenii și merg eu și mă rog să ce? Să ne ajute Dumnezeu ca pruncii noștri, copiii noștri să fie sănătoși. Avem nevoie, ei au nevoie și de mama și de tată. Ce este mai trist? În cuplurile în care a apărut divorțul și copiii trebuie să accepte neînțelegerea pe care mama și tata o au și plimbatul acesta de la unul la altul, săptămâna asta iau eu, el este cu alta, ea este cu un altul sau nu are pe nimeni și toate aceste schimburi de la un cuplu la altul lasă amprente asupra copilului. În subconștientul copilului, pentru că el vede de fapt și caută să găsească ceea ce îl poate determina să fie fericit. Și multe mame se plâng și spun, părinte, eu nu pot să fac față pretențiilor pe care copilul meu le are atunci când se întoarce de la tatălui. Tatălui este manager, are bani, îi dă tot felul de cadouri scumpe, iar eu nu-mi permit lucrul ăsta. Și am spus, dumneavoastră, nu trebuie să-i dați decât cel mai mare dar și cadou, dragostea. O dragoste de mamă nu poate fi înlocuită nici de telefoane, nici de bani lucruri materiale. Și lucrurile nu materiale. Nu poate fi înlocuită de lucruri materiale. Și aici există, pentru că noi nu degeaba vorbim de sfinții aceștia. Există sfinți care ajută în astfel de situații. Și în curând voi face cunoscut prezența unui sfânt care
îi poate ajuta pe cei care au vicii și patimi urâte. Alcoolul, drogurile. Există un sfânt de care oamenii n-au auzit. Îl voi face cunoscut, cred că în luna martie. Și multe vieți și suflete se vor îndrepta și se vor schimba, pentru că, vedeți, primul sfânt pe care eu l-am făcut cunoscut în România a fost Sfântul Pangratie, cerba pe 9 iulie. N-a auzit nimeni de el. Dar astăzi este foarte iubit și multe mărturii sunt prezentate de oamenii care au crezut și s-au rugat lui Dumnezeu și prin puterea Sfinților și a Sfântului au fost ajutați. După el a venit Sfânta Agnia. Agnia este cea aleasă de Dumnezeu și este numită de altfel de, pe internet și în tradiții ca vindecătoare de boli fără de leac. Să știți că și suferința sufletească poate fi o boală fără de leac. Așa. Să fii trist sau tristă și să nu te regăsești, să nu știi care e drumul tău în viață. Da, și de aici să derive toate celelalte probleme, dependențe, patimi, alcool, jocuri de noroc, femei și așa mai departe, și treptat se distrug oamenii. Se distrug oamenii, dar se distruge încrederea pe care poți să o ai în tine. Știți, oamenii care dau greș, la un moment dat, se întreabă de ce. Am greșit odată, n-am mers. L-am întâlnit pe al doilea. Nici cu acesta n-am mers. Unde greșesc și ce nu fac bine? Și aici vorbim de similitudini. Dacă tu ești pe o frecvență joasă a vieții, ai o gândire plină de teamă, de resentimente, furie, vei atrage de partea ta oglinda ceea ce ești tu. Ca să reușești, știu că vine greu să asculți și să pui în aplicare ceea ce spun. Trebuie să ierți și să uiți. Și să îți cauți ca alternativă o promisiune pe care trebuie să o faci spre Dumnezeu sau către Dumnezeu, că din ziua în care îți va asculta rugăciunea, nu vei mai face greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Dar unde sunt blocajele acești oameni? Au divorțat, s-au despărțit, au ieșit dintr-o relație, chiar dacă nu au fost căsătoriți, și nu și-au făcut dezlegarea de sufletul acelui om. Nu știu dacă știți. Deci se face dezlegarea de suflet și se face slujba atunci când doi oameni divorțează și se despart? Există o dezlegare pe care, din păcate, nu toți preoții o cunosc și nu vreau să-i supăr. Dezlegarea de cununie. Știți cântecul? Părinte, când m-ai cununat, 500 de lei ți-am dat, acum îți dau și 1000, dezleagă-mă de cununie. Există o dezlegare a cununiei pentru că tu ai depus un jurământ. Jurământul de a fi loial, de a fi lângă acea persoană până la sfârșitul vieții și n-ai fost. Orice ai legat, nu e firesc să dezlegi? Nu vreau, repet, să-i supăr pe distinși preoți. Dar cei care nu știu pot să le citească o dezlegare normală. Dezlegarea prin care tu ți-ai eliberat sufletul. Dar există și o dezlegare pentru sufletele care nu își găsesc pereche, apropo de persoanele care încearcă o dată, încearcă de două ori, încearcă de trei ori și tot nu se leagă și tot nu iese. Acolo vorbim poate de un blestem moștenit. Acolo vorbim poate de ceva ce duci și porți în neam. Pentru că sunt situații în care generații întregi de femei au divorțat. Mama, bunica a divorțat, străbunica a divorțat și așa mai departe, până în prezent. Și cum ar putea face această femeie, pentru că și eu cunosc cazuri, o femeie care nu-i găsești cusur, nici din punct de vedere fizic, nici al profesiei, nici al conduitei, nici al moralității, și totuși nu se leagă nicio relație. Există rugăciuni. Ce poate să facă ea? Rugăciuni speciale pentru asta. De exemplu, nu știu dacă știți sau cunoașteți, că atunci când cineva pleacă de lângă noi, când decedează, îi se dă un prosop și o lumânare. Sau o batistă. Da. Ne-am întrebat vreodată de ce? Nu este o tradiție. Bună întrebare. Are un simbol? Cred că mulți nu s-au întrebat de ce. Este pentru a dezlega sufletul acela de noi, să plece. Acum,
doamnele, domnișoarele care au avut 5, 7, 10 relații, 15, 3, nu știm, sau bărbații. Fiecare relație cu un partener înseamnă schimb de ADN, înseamnă schimb de informații. Când ai plecat din acea relație, tu nu te-ai dezlegat de sufletul lui. Pentru că dacă te-ai fi dezlegat, ai fi uitat. De multe ori ai momentele acelea de trăire, a locului unde ai fost, a bucuriei pe care ai simțit-o sau anumitor evenimente, la fel cum le ai și pe cele triste, pentru că amintirile urâte aduc suferință și te întorc într-o stare de neplăcere. Și credeți că această dezlegare ar putea avea atâta forță astfel încât să ne facă pe noi să uităm toate aceste trăiri și momente frumoase și da, toată iubirea pe care o purtăm, repet, față de o persoană care nu mai e? N-a fost iubire acolo. Iubirea este unică. Iubirea acolo unde nu mai e n-a fost iubire. A fost doar o hologramă. Dar n-am terminat ideea. Așa cum la cei care pleacă dintre noi dăm lumânarea și prosopul și spunem să fie de sufletul, am citit acest lucru și îl pot demonstra celor superficiali care râd și vorbesc prostii și spun că e o prostie. E mai ușor să spui că e o prostie dacă nu te informezi decât să consideri că poate are o logică în ceea ce spune omul ăsta. Dacă eu am avut 5 relații, 4, vin cu o lumânare și prosopul și la biserică îi spun să fie de sufletul lui Ștefan cu care nu mai sunt. Nu care a murit, el trăiește. Și ai trimis sufletul în lumină, pentru că lumânarea aceea o dai aprinsă și sufletul pleacă de lângă tine și tu ai șters o poveste din viața ta. Fă asta și vei vedea la un moment dat că ceea ce spui astăzi, că nu-mi găsesc perechea, că nu reușesc, vei reuși pentru că tu singură te-ai eliberat de tot ceea ce țineai legat de trecut. Ca să cunoști viitorul și să-l experimentezi, nu trebuie să mai îți aduci aminte de trecut. Trecutul este trecut. Niciodată nu poți aduce trecutul în prezent. Dar asta trebuie să o faci așa cum o faci atunci când pleacă de lângă tine un om pe care l-ai iubit și l-ai înmormântat. Așa trebuie să faci, pentru că acel suflet nu-ți mai aparține. A fost o experiență din care ai învățat ceva, din care ai suferit sau cine știe. Părinte, apropo de treaba asta cu prosopul și cu lumânarea și cu mersul în lumină și cu dat drumul să meargă mai departe, asta m-a făcut să fac o analogie la femeile care fac avort. Și cumva este o situație în care un suflet vrea să vină și tu îl oprești. Și unde rămâne acel suflet și cum, ce se întâmplă de fapt acolo și din punct de vedere al sufletului care vrea să vină și este oprit, dar și al păcatului săvârșit. În primul rând că se naște o rană în sufletul acelei mame care nu se poate vindeca ușor. Ca să nu mai vorbim că odată cu ea se naște o gaură neagră în care se vor răstrânge asupra acelei persoane poate multe alte suferințe. Din păcate, repet, nu putem vorbi prea mult la televizor ca să nu se interpreteze și aceste informații sper să nu-i afecteze emoțional pe cei care ne ascultă. De bine, să aprindem o lumânare și pentru acest suflet care a vrut să vină și n-a venit. Este foarte bine și persoana care a fost poate obligată să facă sau să facă acest avort sau a fost obligată să parcurgă această etapă nefericită, ar trebui să urmeze un canon de îndreptare. Un canon prin care să-L roage pe Dumnezeu să ierte păcatul pe care prin voia proprie a acceptat să fie ucis un suflet.
de fapt, o viață. Nu vreau să jignesc medicii care, până la urmă, fac asta. Dar să știți că tot crimă se numește. Chiar dacă o îmbrăcăm într-o formă de legalitate. Să știți și... că eu cunosc medici ginecologi care refuză să facă acest lucru. Cinste lor. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să îi condamnăm nici pe cei care sunt de multe ori obligați de situații, de familii care n-au nicio noimă, care n-au nicio... și care poate conștientizează că prezența unui copil le aduce sau acel copil ar fi nefericit. Până la urmă, n-au dreptul ei să decidă va fi sau nu fericit sau nefericit. Cu toate acestea, oamenii recurg la aceste metode, iar eu nu le accept, nu sunt de acord. Dar totodată trebuie să înțeleg. Ce m-a impresionat foarte mult a fost prezența la biserică a unei bătrâne. Și a zis, plângând, părinte, am avut un sos foarte rău. Bătrânica avem vreo 78 de ani. M-a obligat să fac avorturi, m-a obligat să ridic carul. Pe vremuri nu erau tehnici de protecție ca acum. M-a obligat să fac avort. Dar, cu toate acestea, am cunoscut un preot care mi-a zis, de data asta, pe copilul ăsta, să-l ții. Păi și am zis, domn doctor, mai am 5 acasă. Și a zis, nu contează. Dacă nu-l vei ține, vei muri. Corpul tău este prea slăbit, nu mai rezistă să treacă printr-un astfel de stres și suferință. Și a zis, părinte, acesta este a 6-lea copil, cei 5 nu mă caută. El m-a dus la biserică astăzi. El îmi poartă de grijă, îmi cumpără medicamente. El l-a căutat pe soț, Dumnezeu să-l ierte, când era în spital. Și iată că Dumnezeu ni l-a trimis să fie îngerul nostru la bătrânețe. Ar trebui oamenii să învețe ceva din asta. Ar trebui oamenii să învețe că trebuie să fie asumați. La fel și în relația pe care au intrat. Iertați-mă, sunt împotriva celor bărbați lipsiți de curajul asumării. Stau într-o relație 6-7 ani și n-au curaj să o ceară de soție și eu le spun acelor domnișoare, lăsați-l, faceți-i cu mâna, spune-i la revedere, mi-am trecut proba și practică și fizică, dacă în 7 ani nu ți-ai dat seama că sunt potrivită să fiu soție, lasă-mă. Că poate mi-ai asumat și să pleci cu un bărbat neasumat în viață. Mi-ai ținut locul ocupat și poate în locul tău venea altcineva care era capabil să mă facă fericită și așa mai departe. Știu. Și invers. Da, ea, sunt. Cea care refuză, el familist, dornic, dar ea nu-l vrea. Și atunci dacă nu vrea, înseamnă că nu există iubire. Oameni buni, iubirea nu este o poveste. Oamenii confundă iubirea cu obișnuința. Sau stau cu el că mi-e bine. Exact. Comoditatea, e comod. Nu. Aici nu vorbim de comoditate, înseamnă, vorbim de asumare. Asumare înseamnă să ai curajul să-ți asumi să fii un soț capabil, să-ți întreții familia și un tată pe măsură. Dacă ți-e frică să fii tată, du-te. Dar vedeți pe că drumul tău. Toate aceste trăsături de caracter pleacă, da, au și urmă genetică, dar pleacă cumva și din copilărie și de la modul de educație pe care l-ai primit. Pentru că așa cum crești în copilărie și ceea ce experimentezi în copilărie se reflectă ulterior în viața ta de adult. Îmi cer scuze, nu este neapărat. Am întâlnit un caz cu un tânăr, de altfel, care a crescut fără tată. Și vă dați seama, când crește un copil fără mamă sau fără tată, acolo se produc niște traume, pentru că tocmai sunteți dar la... pentru că acest copil sau acest adult a avut putere de autoeducație, pentru că intervine autoeducația la un moment dat. În primul rând, dar el a promis așa, că atunci când el va deveni tată, va face tot posibilul ca
acel copil al lui să nu trăiască ce a trăit el. Și iată că sunt astfel de situații, oamenii sunt diferiți, sunt exemple pe care noi le putem da, fiecare caz este unic în felul lui. Dar apelăm din nou la ceea ce numim credință. Cât de puțin se prețuiesc oamenii unii pe alții. Foarte și puțin. Cât de puțin își prețuiesc sufletul. Nu merg mai departe și m-aș face o paranteză la cei care sunt atât de răutăcioși și comentează. Doamne, ce scumpă este o carte de rugăciune, ce scumpă este o icoană. Când dai banii pe țigări, pe mâncare și pe băutură, nu e scump? Sau pe punga de pastile? Eu stau și mă gândesc în fond cât de nefericiți sunt acei oameni, ei cu ei, și nu-și dau seama de lucrul ăsta. Știți, spre exemplu, și în trafic mă mai uit. Sunt șofer, conduc și le văd reacțiile oamenilor în trafic, care sunt foarte agresive. Niciodată nu mă antrenez și nu mă implic emoțional în genul ăsta de conflicte, chiar dacă mă vizează direct. Și mă detașez și mă uit la omul ăla din exterior. Mă uit așa, surprinsă, ce îl determină să fie atât de rău, atât de agresiv, atât de... Ai greșit! Așa, și dacă ai greșit, hai să îl punem la zid. Să... Există și frustrări, trebuie să acceptăm. Da, și îmi dau seama cât de nefericit este de fapt acel om. Sau dacă, spre exemplu, se întâmplă, tuturor femeilor li s-a întâmplat să fie jignite în trafic. Nu există așa ce să spună vreuna că nu. Eu nu mă simt jignită ca idee deloc, pentru că atunci când cineva îți spune o vorbă urâtă, de fapt nu e despre tine, nu e despre mine, este despre cel care a spus vorba aia urâtă. Este oglinda. Exact. A ceea ce este el. Exact. Așa este și în cazul bârfielor, a judecății oamenilor. Un om care te judecă și îți caută cusur, înseamnă că el este la fel. El este cel care, de fapt, vede în tine ceea ce este el în realitate. Da. Pentru că există, așa cum spuneam, albine și muște. Știți că muștele sau albinele, de fapt, zumzeie și musca zumzeie zboară. Albinele culeg nectar și musca știe unde stă și ce culege. Trebuie să ne întrebăm ce suntem în viață, muște sau albine. Acest lucru oamenii, din păcate, nu-l conștientizează, dar anturajul este cel mai periculos, care aduce la destrămarea familiei, cupluri de tineri, în care el pleacă la fotbal cu prietenii, acolo se produc tot felul de povești, care mai de care se laudă cu ce a făcut, ce a cucerit. De acolo începe bericica, alcoolul, da. Și... Dar, când ajunge omul acasă, s-a pierdut pe sine. Știți de ce are nevoie de aceste anturaje toxice? Pentru că lui lipsește ceva înăuntru lui. El nu s-a găsit pe el. El nu și-a găsit echilibru, nu și-a găsit scopul în viață. Și are nemulțumiri, frustrări, vin peste el. Și dar nici nu fac nimic acești oameni. Asta așa este. Păi înțelegeți. Eu stau și mă întreb, cum să ajuți un dependent de droguri? Trebuie în primul rând să vrea el să se ajute. Există sfinți care ajută, pentru că până la urmă există și puterea lui Dumnezeu care este mai presus de ceea ce vrem noi. Dacă mama ta, dacă tatăl tău trăiesc, dacă soția ta te iubește cu adevărat și se roagă pentru tine, există șansa ca tu să te îndrepți. Există, am văzut minuni, oameni care aveau această patimă a beției. Recent, care am și zâmbit, un cuplu în care soția era foarte tristă că soțul era cam pătimaș, bea cam mult. A venit și s-a rugat, i-am spus ce să se roage, ce să facă și a zis, părinte... Și soțul nu s-a rugat, doar soția, pentru soț. S-a rugat soția și copiii. E foarte mare lucru. Rugăciunea unui copil pur, micuț acolo la 10 ani, 8 ani, este primită de Dumnezeu. Se ruga împreună cu mama. Și îmi povestea el râzând, părinte, când m-am îndreptat spre pahar și am vrut să pun mâna, din momentul acela n-am putut să fac. M-am oprit în fața acelui pahar, n-am mai putut să fac. Îmi venea dorul și patima să beau, mă oprea ceva. Și ne întrebăm ce l-oprea. Să nu credeți că l-oprea soția amenințându-l, l-oprea rugăciunea și duhul
lui Dumnezeu, pentru că, să știți, de la mine, rugăciunea unui sufletel mic, a unui copil, este foarte primită înaintea lui Dumnezeu. Puneți-vă copilașii să se roage pentru voi, învățați-i să facă asta. Și veți vedea că în ochii lor se licărește chipul lui Hristos. Acolo este puritatea, sinceritatea. Iar barometru prin care putem măsura ce se întâmplă și cu copiii, am întâlnit copiii, din păcate, foarte tulburați, care nu se pot împărtăși, țipă, urlă, când se apropie de Sfântul Altar, fac urât. Să știți că dacă aveți astfel de situații și cazuri, și mă adresez părinților, nu stați cu ele în sân. Copilul vostru înseamnă că are o problemă pe care noi trebuie să o gândim. Noi vorbim familia. Să căutați preotul din parohia voastră, să vă căutați duhovnicul, faceți-vă acasă sfeștanii, sfințirea casei și să-i citească și copilului rugăciuni pentru liniște, pentru că de multe ori nu dorm noaptea, copiii sunt agitați în somn și preiau multe duhurile și din școală. Și multă energie. Și apropo de mediu și din mediu, pentru că și copilul trebuie să îl ținem dependent emoțional de noi, din toate punctele de vedere, pentru că, ok, noi îl hrănim, noi îi dăm mâncare, dar și emoțional, pentru că dacă el are nevoie să fie dependent emoțional și dacă nu va fi de tine ca părinte, atunci își va găsi un mediu extern de care să depindă și de cele mai multe ori anturajul care mai vorbi poate fi defavorabil. Să închem cu o rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izovește cel rău, că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, să ne reîntâlnim cu bine. Vă așteptăm cu drag la bisericuța noastră. Doamne ajută!